Alexandru a transmis un mesaj foarte scurt în această seară pe Antena Play. A ținut să le transmită verișorului lui și soției sau iubitei acestuia, respectiv Robert Rucu și Mari, că ar avea nevoie de anumite piese vestimentare cu care să-și mai creeze anumite outfituri, o vestă neagră, parcă spunea și încă ceva lucrușoare de genul acesta și de asemenea spunea că îi este foarte dor de ei și de băiețelul lor. Robert și Mari sunt un cuplu format în urma participării la emisiunea Puterea Dragostei. De asemenea, pe Mari o știu pentru că a participat cu, al, cu mulți ani în urmă la emisiunea Insula Iubirii, iar acum formează o familie frumoasă și au împreună un băiețel și din câte am înțeles sunt ca și o familie și pentru Alexandru. Eu personal mi-am format o părere foarte bună despre Alexandru. Îmi place foarte mult cum vorbește, ce vorbește, modul în care gândește și am văzut că încearcă să se impună astfel și în fața băieților. L-am văzut chiar aseară stând de vorbă cu Cristian Marinescu, îi spunea Aici nu merge cu vrăjală și cu harfeca dincolo. Știu că ești obișnuit să faci tot felul de șmecherii, dar ar trebui să fii tu. Ceva în genul acesta l-a sfătuit pe Cristian. Deci, până în momentul de față am o părere foarte bună despre Alexandru, de asemenea și despre Cristina, și sper să, să rezoneze și să formeze un cuplu frumos.